Bună dimineața! Am pornit câțiva kilometri, 4 kilometri pe jos până la stația de tren sau stația de bus. Mergem spre o nouă destinație. Nu știm încă unde. Vedem ce bilete găsim. Micul dejun să prinde puțin energie. Dragon fruit. Se desfac la fel ca bananele. Cool. Pepen, hai la Pepen. North Bus Station. Facem un check-in să vedem ce busuri sunt. Nu e combinație la stația de busuri pentru că biletele sunt la fel de scumpe ca în centru, la fel ca la agențiile de turism. Și vom merge la stația de tren, care este la 2 km distanță. Stația de tren, ne apropiem de ea. Stația de tren care este la 4 km de oraș, făcute de chinezoi. Să sperăm că o să găsim bilete. Ticket office. Am ajuns în timp, acum să sperăm că prindem bilete. $324 pentru două persoane. Am luat biletele. 162.000 un tichet. Este mai ieftin ca busul. Busul costa 250.000. Mergem cu trenul chinezesc spre Luan Trabang. Face doar 52 de minute față de bus, câteva ore. E lux cu trenul. Intrarea în gara ca în aeroport. Ce gara de tren lux. Check-in-ul la tren. Numărul 3. Vine trenul, vom merge cu 200 la oră. Mergem cu 160 la oră. Nu,
ajuns în 50 de minute în One Prabang. Lasă călugării prim. Discriminare. Ioan Traban. De aici se ia un bus sau un microbuz până în centru. Puneam la cazare când n-am știut unde ajungem. Ne-am hotărât să venim în stație de tren aici. Am dat că sunt bilete astăzi, dar am găsit. Mai întâi să ne uităm ce destinații sunt de aici, de departe, nu? Foarte mulți chinezoi sunt în vacanță în Laos. Umbrelele ne lipsit în pălăriile. Singura variantă e de mers cu mașina. Sunt 14 km de la stația de tren până în centru. Negociază la 35.000 de persoane. Normal, ce era 50. Că 2 euro. Acum să căutăm o cazare. M-am uitat repede pe mapă, offline bineînțeles. Și am văzut o mică cazare. Se cera și ciocan, nu? Miroase a grătar. Ia să vedem ce gătește omul ăsta aici. Rață, pui. Maison, Backpacker hostel. Guest house, wow, ce intrare cu verdeața. Descălțarea. Am luat o cameră și ne-am cam mars la ea. Am plătit 14 euro pe noapte din cauza că am plătit în moneda locală și comisionul a fost mai mare. Foarte curat locul. Baie în cameră. Ne-am mars cu câțiva euro. La schimbul valutar că am plătit în chip. Am ieșit pe explorat la ora 2, o mare căldură, de fapt ora 3. Să începem cu meniul zilei. Omletă cu seafood, omletă cu fructe de mare. Mushrooms cu seafood. O grămadă. Să începem cu legume și creveți și un curry cu creveți plus ou. Ambele porții pentru 3,50 euro. Desertul, lapte de cocos, banane și tapioca. Destul de frumos, colorat. Foarte liniștit orașul. Asta e orașul templelor. Uite-i, budiștii. Pe templu. La muncă. Asta cu 7 cape, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
se fac acoperiș. Și câțiva bâna în dreapta. Riverside. Care ciocan, mă? Ce frumos! Wow, cât sunt! Un parasolar corect. Ai afacere cu ouă. Ardeiul a uscat. În grădină. Ia uite câte coșulețe sunt. Plimbări cu barca. Cel mai scump coconut din tot tripul se află în Laos, dar nu am avut cum să ne abținem și ne-am luat cât un coconut care este 1,10 €. Dar merită pentru că avem view. Mekong River. Dăm de el în fiecare țară. Apusul. La fel ca în fiecare oraș, night marketul. De fiecare dată se mai adaugă noi produse pe care nu le-am mai văzut în alte părți, cum ar fi aceste sacoși. Ștrofăul serii peștișorul la 2 euro. Un dolar un shake de fructe. Marele shake. Plus desertul localnicilor. Coconut.